poate, ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Jucăm dublu sau nimic în deșteptarea. Plecăm de la 100 de euro și putem ajunge astăzi până la 800. Mai simplu, ca să zic așa. Matei din Craiova e cu noi. Bună dimineața! Salut, Matei! Matei! Olo! Ce bună dimineața! Patru posturi au fost 3, Luca și Matei. Ce faci, Matei? Foarte bine! Cred că ne asculți cu puțină întârziere. Ne asculți în telefon sau încerci să ne asculți la radio? E cu o echipă. Matei? Nu sunt cu o echipă, sunt cu soția. Deci faceți o echipă. Cea mai bună. Da, facem o echipă, bineînțeles. Bine, Matei din Craiova e cu noi. Ce faci? Ești acasă cu soția sau sunteți la serviciu împreună? Nu, sunt acasă cu soția. Foarte bine. Mai spune-ne câte ceva despre tine. 60 de ani. Inginer de profesie. Domnul inginer, e în ordine. Sunteți pregătiți să începem treaba? Da. Da. Să începem lucrarea. Da, începem lucrarea. Da. Matei, să știi că avem 4 întrebări astăzi. Plecăm de la 100 de euro, poți dubla de fiecare dată până ajungi la 800. Sunt 4 întrebări toate. 6 secunde ai la dispoziție ca să răspunzi la fiecare întrebare. Nu e nimic complicat. Decizia de a merge mai departe sau de a te opri întotdeauna la tine după fiecare răspuns corect. Dacă decizi să te oprești, rămâi doar cu banii câștigați până în momentul respectiv. Dacă decizi să mergi mai departe, risci să răspunzi greșit sau să nu răspunzi în timp și atunci banii rămân la noi, ok? Da. Bine, păi hai să începem ca să nu mai pierdem vremea, zic. De acord? De acord. 100 de euro. Matei, ai auzit mai devreme indiciul pe care l-am dat despre prima întrebare? Nu am ascultat radio. Greșit. Am spus că este din unități de măsură. Da. Ceea ce teoretic pare pregătit. Favoriza. Da. Dar întrebarea este, Matei, cum se numește unitatea de măsură care indică valoarea energetică a unui aliment? Zi. Calorie. Rugăminte să dați răspunsurile puțin mai repede, că riscăm să se termine timpul. Ați spus foarte aproape de încheierea timpului regulamentar. Da. Însă răspunsul a fost corect. Bravo! Avem un răspuns corect și 100 de euro câștigați până aici, Matei. Toată lumea fericită, soția e bine? Bineînțeles. Da? Emoții mari acolo sau... Nu. Bun. E bine. Matei, ăsta e un moment în care trebuie să decizi tu sau soția, în cazul ăsta, dacă mergeți mai departe sau rămâneți cu 100 de euro. Continuăm. Bravo. Continuăm, mergem la 200 de euro. 200 de euro. Ce faci, Luca? O întrebare la fel de simplă, trebuie doar să vă concentrați. Amândoi în sensul ăsta. Matei? Da. Așa. Scol. Câți pioni albi sunt într-un joc de șah? Pion. 8. Mamă. Ne țin emoții, Matei. Cred că tu ai altă percepție, Matei? Pentru secundă. Deci... senzația mea că la tine secundele sunt mai lungi. Adică dacă ți-ai zis, Luca, 6 secunde... Matei face așa. 1, 2, 3, 4, 5, 8! Știi? Cam așa, ca să ne țină pe noi să ne fiarbă. Vezi că noi folosim secunde de-alea scurte. Din câte știu eu, sunt 8 pioni de culoare neagră. Da, pe tot 8 sunt și albi. Albul pleacă cu handicap, că mută primul și atunci are 7. Da. Așa ar fi normal. Nu e, domnule, răspunsul e corect, bravo. Matei, urmărești concursul nostru în general? Da. Știi că, în general, dacă le spunem oamenilor o vorbă, e vorba. Adică nu-i păcălim, nu încercăm să le facem neajunsuri. Eu îți spun cu mâna pe inimă că astăzi e de mers până la capăt. Pe profilul tău, așa, ultimele două întrebări ar trebui să fie la îndemână.
Dar e decizia ta, ai 200 de euro, hotărăște-te ce faci în continuare. Mergem mai departe. Bravo, bravo, domnule! E hotărât. Îmi place. E pe placa asta cu merge mai departe. Bine, ai 200 de euro, facem... 400 de euro. 6 secunde, da? Întrebare din istoria muzicii. Mua. Ca să zic așa. Aici a fost. Matei, nu e greu. Te concentrezi. Ce sport a practicat la nivel profesionist Julio Iglesias înainte să se apuce de cântat? Fotbal. I-a fost frică de secunde acum. Pe ce post? A dat-o direct. Post de? Ce era el? Asta nu, fotbal a practicat. A practicat, adevărat că a practicat. Dar ce juca? Îl băgau în poartă, că n-avea minge. Portar. Portar, domne, 800 de euro, e următorul pas. Ai 400 acum. Și am jucat la Real B sau ceva, nu? Unde da, mă, da, adică n-a jucat foaie verde Liga 8-a, a jucat ca lumea. Da. Dar pe urmă l-au prins la vestiare când cânta. Și au zis să-i, tati, nu mai bine te duci tu să cânti. Nu e chiar așa povestea, dar mă rog. A avut un accident, sărac. Da, mă, știu. Am încercat să fac o poveste mai frumoasă. Nu, cum e? Și se înțelegea bine, era tristă cu accident. Se înțelegea bine cu asistentele care l-au ajutat în spital. Da. Și le cânta. Da. Deci de la accidentul ăla, uite câte ni s-au întâmplat. Julio Iglesias. Dacă n-ar fi fost accidentul... Matei din Craiova. 400 de euro câștigați. Eu zic, ușor, nu? Nu cred că ai mai câștigat în viața ta așa ușor 400 de euro. Cum? Nu. Și mai ai o întrebare pentru 800. Pe care eu zic că tu, ca inginer, ar trebui să o stăpânești. Mă opresc. Hai, da. Nu ne dăm asta. Da. Mai... Rămânem aici. Doamna ce zice? Păi doamna l-a oprit. Și zice la fel. Doamna l-a oprit. Recunoaște, doamna te-a oprit? Nu. Așa aș fi zis și eu. Mai zi-mi o dată, ce lucrezi tu? Inginer. Inginer. Ce să zic, domnul inginer? De la inginer la inginer, îți spun că, na, e decizia ta. Dar... Da. Dar... S-ar putea să pierzi 400. S-ar putea să câștigi 800. Știi că oricum primești întrebarea la final. Bineînțeles, știu că primești întrebarea. Aha. O să alegi să-ți astupi urechile, ca să nu auzi. Ca să nu îți pară rău. Ha? Matei, e ușor întrebarea pentru tine, crede-mă. Da. Rămâne la 400. Hai să lăsăm pe Matei să se bucure de banii ăștia. 400 de euro în dimineața asta, banii lui Matei. Felicitări! Felicitări, Matei, mulțumesc pentru 400 de euro. Mulțumesc foarte mult. Și acum hai să vezi că ai pierdut 400 de euro. Ar fi fost 800 dacă răspundeai la întrebarea a patra. Dar te concentrezi, da? Da. Fii atent, culmea ironiei. Ce inginer italian a inventat telegraful fără fir și radioul? Graham Bell. Bre. Ce bine te-ai oprit. Dacă îi zice italian... Bell nu era italian. Graham Bello. Graham Bello. Italian, bre. Cine a inventat radio-ul? Ălălalt. Bell. Eu mai degrabă m-aș lega de telegraful fără fir. Sandy Bell. Nu, serios. Matei, felicitări, ai fost inspirat. Te-ai oprit la timp. Știe, dar nu vrea să zică. Ai încasat frumos. Marconi... Giulielmo. Marconi a inventat radio. Bravo, Matei. Eu aș fi fost convins că tu, ca inginer, știai răspunsul la întrebarea asta. N-am încercat să te atrag în vreo capcană. Nu e mic, uite, că până la urmă a ales bine și ceea ce poate era simplu pentru noi a fost un pic mai complicat pentru Matei. Felicitări încă o dată, Matei. Bravo. Ai 400 de euro în dimineața asta la dublu sau nimic. Mulțumesc foarte mult și mult succes în activitate. Asemenea. 9 și 45 de minute. Noi continuăm deșteptarea.